Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Ziua eroilor a fost sărbătorită cu fast. Vară plină de evenimente la Onești. Grevă în penitenciare, grevă și la centrul educativ Târgu Ocna. Ziua eroilor este celebrată în fiecare an odată cu sărbătoarea creștină a Înălțării Domnului la 40 de zile de la Sfintele Sărbători Pascale. Participare numeroasă și la Dărmănești, unde la eveniment au fost subprefectul județului Bacău Gabriel Lupu, George Simion alături de jurnalistul băcăuan Claudiu Târziu. Mai multe detalii în imagini. Prefectului județului Bacău, domnul subprefect Gabi Lupu. Salut și prezența bunului meu prieten, George Simion, și a întregei echipe venite cu domnia sa. Vă salut pe dumneavoastră, toți cei care astăzi sunteți prezenți aici, la unul dintre cele mai frumoase evenimente pe care în decursul anului le sărbătorim noi românii, Ziua Eroilor Neamului. Aici unde suntem, dorm mulți ostași români căzuți în primul război mondial. Avem aici o groapă comună a celor care au luptat aici la Dărmănești să apere viitoarea României mare. Aici avem pe acest monument trecute numele celor care au căzut chiar pe aceste tărâmuri. În spatele nostru este poarta de fier a Moldovei, locul în care românii s-au unit la acel moment și au apărut și au apărat România. Sigur că an de an ne strângem și cu mic, cu mare și cinstim această jertfă supremă. Mereu spun că fără jertfa eroilor români, astăzi n-am fi fost noi așa cum suntem români într-o Românie mare. Din păcate, uneori ne adunăm și ne amintim de acești eroi doar de ziua eroilor. În decursul anului trecem de cele mai multe ori foarte ușor peste această jertfă supremă. De cele mai multe ori ne strângem, în special noi politicienii, și spunem că ar trebui să facem aia sau aia și uităm a doua zi. Spun asta pentru că mă doare în suflet că eroii români nu sunt peste tot cinstiți așa cum ar trebui. Și un pic mai sus, de aici, de unde suntem noi, la Cimitirul Internațional de la Valea Uzului, o sentință românească spune că trebuie să demolăm acele cruci și trebuie să ne mutăm mai la vale sau mai la deal din cimitirul respectiv, motivând că în 2022 sau în 2023 se pare că pentru a avea liniște într-o coaliție de guvernare, noi românii trebuie să îi tratăm pe acești eroi cu altă unitate de măsură. Atâta timp cât voi fi aici și cât veți fi alături de noi, vom continua să cinstim eroii români indiferent unde s-au jertfit. Repet, această jertfă supremă ne-a făcut pe noi astăzi să spunem că suntem români, să spunem că suntem liberi, că trăim într-o țară democratică care, dacă n-ar fi fost această jertfă supremă, nu știu dacă ar fi existat. Îi salut pe toți cei prezenți. Salut preoții care astăzi încă sunt în slujbă, pentru că noi aici aveam un ceremonial cu 7-8 preoți, dar astăzi sunt la slujbă și așteptăm să termine slujba și poate vor veni. A venit și Părintele Alexandrescu, pe care îl salut, un vașnic apărător al românismului. Aș vrea să îi salut și pe colegii mei din Consiliul Local și din Consiliul Județean.
pentru că ne-am permis să țin acest discurs un pic mai larg, știind că Părintele Alexandrescu este pe drum și imediat cum domniile lor sunt gata, vom începe ceremonialul la acest monument cu intonarea imnului de stat. Fiecare an, astăzi, cu profundă emoție și veșnică recunoștință, ne îndreptăm gândurile spre cei care astăzi nu mai sunt, dar au rămas în mintea și inima noastră, acești eroi cunoscuți și necunoscuți. Poate mai mult ca în oricare altă locație din țara noastră, această vale a fost inundată de sângele celor care astăzi nu mai sunt. Avem deci obligația morală, sacră, ca cei tineri, cei mai puțin tineri, să ne cunoaștem trecutul, să cunoaștem aceste fapte de vitejie și eroism a acestor eroi, pentru ca noi să putem trăi cu demnitate astăzi, dar mai ales să avem și viitor. Domnule primar, stimați invitați, dați-mi voie să vă adresez un gând curat și o invitație la a trăi împreună, să respirăm și să trăim românește, mai ales astăzi, să-i facem mândri pe cei care s-au jertfit pentru noi, pentru idealurile, pentru valorile pe care astăzi le numim democratice și să dea Dumnezeu să-i pomenim nu doar azi, ci zi de zi, amintindu-ne că suntem aici datorită lor. Dumnezeu să-i odihnească și Dumnezeu să ne vegheze. Hristos s-a înălțat. De acolo unde s-a sfârșit pământul, vin oameni să ne ia pământ și frați. Și în fața lor abia rostim cuvântul, și prin tăcere suntem vinovați. Mă bucur că am putut împreună să cinstim memoria celor care și-au dat viața ca noi să avem astăzi o țară. Mi-a zis domnul primar mai devreme că noi toți acum călcăm pe osemintele eroilor care au luptat în primul război mondial, ca noi să avem o Românie întreagă, de la Nistru până la Tisa. Aici sunt osemintele celor care au luptat ca noi să avem o țară. La 100 de ani de atunci, în anul centenarului, administrația locală din Dărmănești, locuitorii acestei urbe, au făcut un efort și au pus 50 de cruci la căpătăiul eroilor care și-au dat viața în bătălia de la Valea Uzului, unde au luptat și maghiari, și români, și slovaci, și italieni. Și mă bucur că astăzi, împreună, catolici, ortodoxi, penticostali, baptiști, ne-am dat mâna și am spus un Tatăl nostru pentru memoria eroilor care au luptat pentru țara lor. Dacă îi lăsăm pe alții să facă ce vor pe pământ românesc, să preia guvernarea, să preia administrația, să preia justiția, să ne dărâme crucile, să ne calce în picioare, înseamnă că noi nu suntem vrednici și noi nu ne facem astăzi, în anul 2023, datoria.
Activitățile incluse în programul evenimentului de înălțare a Domnului Ziua Eroilor au început la monumentul Măgura Ocnei de la cota 520, punct cheie în susținerea defensivei trupelor române din timpul primului război mondial, cu o slujbă de binecuvântare oficiată de un sobor de preoți, după care urmate de umuri și depuneri de coroane la monumentul Eroilor de Independență din fața Bisericii Răducanu, Biserica Sfântul Nicolae din cimitirul Cutunuri, monumentul Eroilor din cartierul Poeni și monument de pe muntele Cireșoaia, de la schitul cuviosul Eftimie cel Mare. Hristos s-a înălțat! Preacucernici părinți, distinse domnule general, distinse domnule vicepreședinte a Consiliului Județean Bacău, Gelu Panfil, distinse domnule colonel și domnilor colonei, stimați comandanți ai unităților și instituțiilor de pe raza orașului Târgu Ocna, aparținând Ministerului de Justiție și unităților de învățământ, dragi și distinși locuitori ai orașului nostru, dragi elevi, astăzi o zi încărcată de emoție, de istorie, de patriotism aici la Târgu Ocna. Este tradiție să marcăm în această zi minunată de 25 mai, ziua înălțării Domnului nostru Iisus Hristos și totodată ziua eroilor. Toate aceste meleaguri pe care noi trăim și viețuim astăzi au fost spălate. Evenimentul de astăzi a început de dimineață sus pe muntele Măgura, când soborul de preoți slujitori și preacucernicii părinți au transmis și au făcut o slujbă de binecuvântare pentru eroii de acolo de sus, de pe înălțimea Măgurii, și vom continua astăzi. Ce poate fi mai frumos când într-o zi de sărbătoare un tânăr vlăstar a orașului nostru, un băiat inimos, elevul Blaga, Cosmin, ne va transmite un gând și câteva mesaje pe care trebuie să le gândim cu toții, să le reflectăm și să le punem acolo în suflet. Vă mulțumesc! Aș vrea să vă spun că poporul român, în inteligența și voința sa de a preamări eroii neamului românesc, a ajuns la concluzia că eroii nu mor niciodată. La această concluzie populară, Nicolae Iorga însă adaugă faptul că ei mor dacă sunt uitați. Iar dumneavoastră, și prin ceea ce faceți astăzi aici, contribuiți la nemurirea lor. V-aș ruga de asemenea să-mi dați voie să mă alătur și eu tuturor celor care își exprimă gânduri de recunoștință față de toți eroii neamului românesc și se înclină cu venerație în memoria acestora pentru demersul lor istoric legendar de apărare a gliei strămoșești, a ființei naționale a poporului român, a patriei în întregimea ei și a celorlalte valori spirituale ale acestui popor. Astăzi, la Cireșoaia, când stăteam și asistam la activitățile de acolo, mă gândeam cu fiori de nedescris în suflet la faptul că acolo, pe acele plaiuri, trebuie să pășim cu venerație și cu pioșenie, pentru că oriunde punem piciorul, poate fi locul de unde s-a înălțat la ceruri un suflet de erou. Mulți spun, și este adevărat, dar unii ne-au spus-o într-un alt sens decât cel normal, că noi românii avem mulți eroi. Este adevărat și ei nu greșesc cu nimic, deși n-au spus-o cu bune intenții, pentru că neamul românesc, așezat aici la răscruce de vânturi, la confluența unor imperii care tot timpul au râvnit la teritoriul nostru din spațiul sacru Carpato-Danubiano-Pontic, au trebuit să-și apere cu arma în mână ceea ce le-a lăsat strămoșii. Iar în timp ce ai noștri erau victime peste victime, cei din Europa erau apărați de această pavăză care o constituiam noi în fața popoarelor migratoare și nu numai acestora. Desigur, și aici chiar am fost atent și am fost bucuros de faptul că cei care vorbesc, inclusiv preoții noștri, se referă și la alți eroi, nu numai la cei care sunt cunoscuți din documentele istorice. Numărul eroilor necunoscuți
este incomparabil mai mare decât al celor pe care îi cunoaștem. De ce fac această afirmație? Pentru că noi îi pomenim îndeoseb și le știm numele celor pe care istoriografia i-a consemnat. Dar să ne gândim încă din vechime la cei care au apărat aceste plaiuri și ale căror nume au rămas necunoscute. Trebuie să ne gândim la această categorie de eroi și mai avem încă o categorie pe care unii o neglijează. E vorba de românii pe care diferite împrejurări istorice vitrege i-au găsit în afara granițelor naturale firești. Și mă refer la românii din Transilvania, din Banat, din Bucovina, din Crișana, din Maramureș, din actuala Basarabie, din Moldova noastră, dintre Prut și Nistru, care au făcut sacrificii și culmea a fost, și n-aș vrea să ne gândim prea mult, că ne emoționăm foarte mult, cam ce simțeau ei când depuneau jurământul sub o putere străină, sub monarhii străine sau sub imperiu țarist, și erau obligați să lupte român contra român. Am mai spus-o și repet, chiar dacă voi plictisi. Românii, din cauza împrejurărilor în care s-a găsit țara și provinciile care o compuneau, au fost supuși unor metode dintre cele mai groaznice. Au ajuns în situația ca la începutul primului război mondial, cei care luptau în armata austro-ungară, că erau obligați, că altfel erau spânzurați, erau condamnați la moarte dacă refuzau, luptau împotriva românilor pe care sârbii, la rândul lor, i-au trecut în linia întâi pe românii noștri din Voievodina. Și când erau obligat român să tragă împotriva românilor, auzeau cum i-au rănit pe frații lor și cum se vaită acolo unde sunt. Și-am avut foarte multe asemenea aspecte. Noi am avut și cunoaștem în general eroii din războiul de independență, din primul război mondial și din al doilea război mondial. În războiul de independență, dacă nu exista un act de trădare, nu aveam nicio pierdere, pentru că România putea, nu România, de fapt România pe vremea lui Cuza în 1864, putea să devină independentă cu sprijinul Napoleon al III-lea, dacă nu exista un trădător, n-aș vrea să stric această zi și să mă refer la el. În particular, aș putea discuta. În primul război mondial, cele mai crâncene acțiuni militare au fost aici, în zona noastră. Subliniez, fără să am nicio emoție că cineva m-ar contrazice sau aș avea argumente dacă mă contrazic, faptul că soarta României s-a hotărât în această zonă de 4 ori, în cele 3 bătălii de la Oituz, așa zise de la Oituz, dar erau complementare și celelalte direcții de aici, și în bătălia de la Cașin din 1916, între Crăciun și Anul Nou, când cei din Europa admirau dansul traiectoriilor și se distrau, românii noștri de aici, localnicii noștri, se uitau îngroziți la dansul de foc al traiectoriilor aducătoare de moarte. Atunci au fost cele mai groaznice acțiuni militare în această zonă. Agenda încărcată de evenimente ne așteaptă și vara aceasta la Onești. În cadrul unui scurt interviu, directorul Bibliotecii Municipale Radu Rosetti Ionuț Tenie ne-a făcut o scurtă trecere în revistă a principalelor evenimente. Detalii în minutele următoare. Luni, pe 29 mai, îi sărbătorim pe absolvenții claselor a 12-a din Onești. Primăria municipiului organizează Marșul Absolvenților 2023 și va fi iar și un eveniment spectaculos, pentru că vom putea vedea pe străzile din Onești mărșăluind tinerii absolvenți de a 12-a care se vor îndrepta spre Parcul Municipal, unde va avea loc la ora 13 festivitatea de premiere a șefilor de promoție, și municipalitatea a pregătit și un concert special pentru ei, așa la final de liceu. Este vorba de Rareș, îndrăgit în rândul tinerilor. Cu alte cuvinte, cu toate că e grevă acum la această oră în învățământ, marșul absolvenților nu va fi afectat de această stare de spirit.
Nu, primarul municipiului și ceilalți colaboratori ai dânsului au hotărât, au anunțat, s-a discutat deja cu directorii instituțiilor de învățământ și rămâne în picioare acest eveniment unic în viața tinerilor, de ce nu, pentru că cu siguranță cei mai mulți dintre ei își vor aduce aminte de liceu, dar și de marșul absolvenților. Acesta nu este singurul eveniment pe care ni-l pregătiți, pentru că am zis eu că s-a dat startul verii mult mai devreme, dar e de bine. Da, noi încă în urmă cu o lună am redeschis proiectul care s-a bucurat de succes anii trecuți, e vorba de recitalurile verii și continuăm cu o frecvență de cel puțin de două ori pe lună să aducem în parcul din Onești trupe, quartete, artiști, umoriști din toate genurile și toate categoriile, atât pentru a face o educație muzicală și nu numai, dar și pentru a crea starea de divertisment în rândul oneștenilor. De data aceasta, tot în cadrul recitalurilor verii, pe data de 2 iunie de la orele 18 în parcul din Onești, va așteptăm la un concert extraordinar al coralei Armonia. Știu că au mai fost în Onești, dar de fiecare dată cu sala arhiplină. De data aceasta sperăm ca vremea să țină cu noi și o să amplasăm și scaune în zona concertului și sper să fie un recital excepțional. În ce zonă în parc va fi? În zona unde se desfășoară de obicei evenimentele, lângă sala polivalentă, lângă roată, vor fi cel puțin 1000 de scaune, așa că toți cei care îndrăgesc această corală și acest gen de muzică sunt așteptați. Accesul este gratuit, firește. Ziua de 1 iunie, ziua copilului, mult așteptată de cei mici, dar și de cei mari până la urmă, nu va trece neobservată pentru că ați pregătit o serie de surprize. Da, pentru că vrem să profităm. Am avut câțiva ani din cauza pandemiei în care nu ne-am putut desfășura așa cum am vrut. Așa că în acest an, Primăria Onești, Direcția Cultură, Biblioteca, Cinematograful, mai mulți factori, asociații, ONG-uri, pompierii, cei de la ISU Bacău vor avea și ei un moment. Vom organiza în parc joi 1 iunie, începând cu ora 10, aceeași locație, pe platoul de lângă sala polivalentă. Atât spectacole de muzică, dans, umor, susținute de artiști locali, copii, vom avea de la Clubul Elevilor, vom avea pe Sara Munteanu, o tânără oneșteană care s-a afirmat deja, pe Alesia Stanciu, dar pe lângă toate aceste momente muzicale, dar și de dans, invitații speciali vor fi grupul de clowni O din Republica Moldova. Eu mai fost acum ceva ani, dar acum vin într-o formulă mai mare și îmbunătățită. Pe tot parcursul evenimentului, de la 10 la 15, 5 clowni vor distra copiii, de la face painting la baloane în formă de animăluțe, la magie și până la personaje pe picioroange. Avem în acest an în premieră și câțiva animatori care se vor îmbrăca niște păpuși gonflabile de 2-3 metri care vor fi prin mulțime și multe alte surprize. O să avem și un spectacol de magie, trupa de magie Râdeți cu noi. O să oferim copiilor care vor veni la eveniment baloane gratuite, face painting, iar împreună cu colaboratorii noștri vor putea participa în afară de spectacol și la câteva ateliere îndrăgite, atelierul de desen, atelier de creație, așa că se anunță o zi încărcată, Doamne ajută să fie și vremea bună, așa că de dimineață ne instalăm în parc și vă așteptăm, dăm drumul la distracție, pentru că atât copiii cât și părinții e bine să simtă această zi importantă pentru toți.
Grevă în penitenciare, grevă și la Centrul Educativ Târgu Ocna. Sindicatul Național al Lucrătorilor de Penitenciare, SNPP, afiliat la Federația Publisind și Blocul Național Sindical, a declanșat din 28 mai adunarea de semnături pentru blocarea activităților din Poliția Penitenciară prin refuz de muncă suplimentară pe data de 31 mai, începând cu ora 6:30. Toate sindicatele afiliate Publisind, penitenciarele Satu Mare, Iași, Pelendava, Brăila și Mărginen, Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar FSSP și Federația Polițiștilor de Penitenciare FPP declanșează de asemenea blocarea activităților din Poliția Penitenciară prin refuz de muncă suplimentară pe data de 31 mai 2023 de la ora 6:30. Organizațiile sindicale care participă la acțiunea de protest de miercuri 31 mai totalizează peste 8.000 de membri de sindicat din 12.500 de salariați și acoperă toate unitățile din Poliția Penitenciară. Mai multe detalii în minutele următoare. Protestăm prin refuzul de a mai efectua ore suplimentare și tragem un semnal de alarmă că prin acest refuz putem bloca activitatea în unitate și în tot sistemul penitenciar. Ne confruntăm cu o lipsă de personal, astfel că de cele aproximativ 16.000 de posturi prevăzute pe un necesar de aproximativ 20.000 sunt încadrați 12.000 de angajați și numărul este în scădere. Cerem o salarizare corectă, nediscriminatorie prin aplicarea legii cadru în mod unitar, dar și actualizarea drepturilor salariare rămase în plată la nivel de 2015 sau unele chiar de 2009. Cerem respectarea legii 153 pe 2017, pe care guvernul o tot blochează cu ordonanță de urgență. Cerem să nu se modifice vârsta de pensionare, cerem indexarea pensiilor militare. Acțiunea din 31 mai demonstrează că Poliția Penitenciară se menține funcțională doar pentru că salariații acceptă să presteze muncă suplimentară într-un volum unic în România. Simpla exercitare a dreptului legal de a refuza munca în plus generează blocaje, chiar și pe termen scurt, în special în sectorul operativ. Personalul se va prezenta la serviciu, dar nu va intra în unități. Turele operative intrate în serviciu de 12 ore nu vor putea fi schimbate, apelul deținuților nu se poate realiza, iar o serie lungă de structuri și activități se blochează. Este vorba de vizită, plimbări, puncte de lucru, prezentă la instanță. Acțiunea va fi menținută pe durata cel puțin 4 ore. Acțiunea din 31 mai reprezintă un prim avertisment pentru guvernanți, precum și dovada că sunt determinați să înceteze activitățile. În luna iunie va crește blocajul de la minim 4 ore la minim 4 zile, dacă revendicările sunt ignorate. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 1 iunie, cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei nu va trece de 25 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 13 grade Celsius. Vineri 2 iunie, cerul se menține înnorat, se vor înregistra furtuni cu fulgere în zona de deal. Mercurul în termometre urcă până la 26 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 14 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.